Un consum mare de fructe și legume ajută la întărirea sistemului imunitar. O modalitate de a le consuma este sub formă de sucuri delicioase. Întărirea sistemului imunitar este foarte importantă pentru a evita bolile. Am putea spune că acest sistem este ca o armată care este pregătită să ne apere corpul de dușmani. Descoperiți cele mai bune sucuri pentru întărirea sistemului imunitar. Întărirea imunității previne bolile. Când imunitatea este ridicată, corpul este capabil să se apere și să atace orice amenințare, fie că este vorba despre un virus, bacterie sau alte microorganisme. Dacă imunitatea este slăbită, agenții patogeni vor pătrunde în organism fără niciun fel de problemă sau obstacol. Sistemul imunitar identifică și distruge acești atacatori și își amintește de ei dacă îi întâlnește din nou. Acesta luptă împotriva oricărui element dăunător sănătății datorită limfocitelor, adică celulelor albe din sânge, și anticorpilor, moleculele de proteine. Acesta nu este singurul obiectiv al imunității. Imunitatea previne și îmbătrânirea prematură și mai ales consecințele acesteia asupra organismului. Sucuri pentru întărirea sistemului imunitar. Suc de căpșuni, portocale și guava. Aceste fructe au o cantitate mare de vitamina C, aspect confirmat de diverse studii. Ele sporesc apărarea organismului. Aveți nevoie de o jumătate de cană de căpșuni, un fruct guava și două portocale. Spălați și tocați primele două fructe și stoarceți portocalele. Puneți totul într-un blender și amestecați bine. Beți un pahar pe zi, pe stomacul gol, dimineața. Suc de dovleac și morcov. Aveți nevoie de o felie de dovleac și un morcov mare. Spălați și tocați ambele ingrediente și procesați-le în blender cu o cantitate de apă dorită. Beți un pahar pe zi pe tot parcursul anului. Iarna, consumați două pahare, dimineața și după amiază. Relatează dozadesanatate.ro.